Bună, dragilor! Sunt Aurora și astăzi vreau să vă invit să vorbim despre bani. Suntem pe 14 iunie 1903, când liniștea capitalei este tulburată de un eveniment nefericit. Este vorba de un incendiu produs la casa arhitectului Ioan Socolescu. Acesta este acuzat că și-ar fi incendiat locuința pentru a încasa Despăgubirile de la compania de asigurări, urmează un proces, compania de asigurări este reprezentată de un nume celebru, de Tache Ionescu, iar acuzatul de un nume numai puțin celebru, din a cărui pledoarie vreau să vă citesc un fragment. În această ordine de apăsări asupra conștiinței dumneavoastră, domnilor jurați, trebuie să punem și apelul părții civile, și prin domnul Xenopol, și prin domnul Tache Ionescu, ca să vă despicați în două, să vă dezbinați inima de minte, să fiți, ceea ce e imposibil să fiți, jumătăți de oameni, ființe care n-au trecut până astăzi prin nicio concepțiune umană. Domnul Xenopol vă spunea categoric. Scuturați-vă de milă și să n-aveți în vedere decât strălucirea adevărului și triumful intereselor sociale. Vă voi explica spaima domniei sale de mila pe care nu vă cerem. Domnul Tache Ionescu, cu voință mai învăluit, vă zicea Eu știu că jurații, pe lângă judecată, au și sentiment, dar sentimentul întunecă dreapta judecată. Vă voi explica și spaima domnului Tache Ionescu de sentiment. Amândoi, în deosebite variațiuni, vă puneau sub amenințarea tuturor judecătorilor care s-au pronunțat în această afacere. Iar domnul Tache Ionescu, cu abilitatea sa profesională, exclama Aș dori din toată inima, din toată, ca domnul Socolescu să fie nevinovat, dar am convingerea absolută că este vinovat și nu mă tem decât de sentimentul dumneavoastră. Domnilor jurați, eu nu cerșez milă pentru un nevinovat, eu nu vă zic să renunțați la judecată, dar vă cer să fiți bărbați întregi, așa cum se cuvine, așa cum e plăsmuit omul să fie, așa cum l-a făcut Dumnezeu, care nu-și cedează locul avocaților, ca să-i pocească făpturile. Iată, am descoperit un orator foarte abil, care pentru elocința sa era în epocă poreclit monstru. El este o cunoștință mai veche a noastră, pentru că ne-am întâlnit cu el și în procesul intentat de Caragiale lui Caion. Este vorba despre Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Un aspect inedit legat de biografia lui de la Vrancea este și acela că a fost, din partea Partidului Conservator, primar al Bucureștiului. În această calitate, din nou, dacă vă sună cunoscut, el avea mari discuții în contradictoriu cu consilierii săi, preocupați de buget, dar a reușit, cu toată opoziția acestora, să întreprindă niște măsuri foarte importante pentru capitală, printre care sistematizarea și pavarea unor străzi, iar nu e nimic nou. Uh, înlocuirea iluminatului cu petrol cu iluminatul electric și uh, trecerea la tramvaiul mecanizat, înlocuind tramvaiele cu cai. De asemenea, pentru că pe atunci preocuparea era mai mult pentru apa rece, nu pentru apa caldă, cum este astăzi la primăria Capitalei, uh, s-a ocupat de instalarea unor sisteme de filtrare pentru apa din Dâmbovița pentru a furniza apă curată, locuitorilor din toate cartierele. Dar de la Ioan Socolescu și de la banii ceruți drept de spăgubire companiei de asigurări și de la procesul de care um, vorbeam mai devreme, vom trece la un alt personaj preocupat de bani um, cu care de la Vrancea a făcut carieră în literatură. V-ați dat seama, este vorba despre Hagi Tudose. Înainte de a citi, vreau să vă spun că mi se pare că lucrurile se leagă foarte frumos, pentru că Ioan Socolescu, pe care l-am pomenit mai devreme, este arhitectul unei clădiri foarte frumoase din Constanța din care data trecută când am pus uh, poze pentru a prezenta aventurile din Dobrogea ale lui Moșteacă, din care clădirea spuneam, nu am surprins decât un fragment, un colțișor, pe care apare o pisică. Este vorba despre Palatul Comunal sau Primăria Constanței de la acea vreme, actualmente sediul Muzeului de Artă Popular. Acestea fiind zise, aș dori să vă arăt cartea de care vom citi astăzi, Nuvele și povestiri, de Barbu de la Vrancea, Hagi Tudose. Dincolo de crucea de piatră, de-a stânga șoselei Vitanului, se ridică biserica Sfânta Troiță. mândrese de biserică, ce zugravel pe dinăuntru și pe din afară, cum arar ar să mai pomenesc numai la bisericile din vechime. Dar de asculți la troițeni, mai cu seamă la cei bătrâni, te apucă amețelile când încep ei să judice biserica în slava cerului. Mă rog, nu au atâtea degete la amândouă mâinile, câte minuni se află în sfântul locaș. Și când se încurcă, se fac foc bătrânii troițeni. Pași mușcă degetele la numărătoare, căci iată cum au apucat ei să numere minunile. Ridica amândouă mâinile în dreptul ochilor, ți le vâră sub nas cu degetele respirate, apoi la fiecare laudă zic, una la mână, și moaie cât un deget în gură. La înfierbințeală, uită că degetele sunt ale lor și le mușcă și vorba se preface în supărare. Supărarea înceartă și cearta în gâlceavă. Cum să cadă ei la învoială? Fiecare vrea să laude și să numere numai cum vrea el. Iar nu cum laudă și numără ceilalți. De cumva nu ești din partea locului, trei-patru bătrâni care de obicei ascultă cu gurile căscate și cu șepcile pe ceafă, la cântecele copiilor din școala vestitului Dascăl din cuță, cum torzări te, te simt ca niște copoi, că ești străin, că n-ai mai văzut biserica lor. Își fracă mâinile, tușesc, își drec glasul apoi rara rara, cu niște pași lungi și semeți, îți ies înainte, îți caută prileji de vorbă, toți cu aceleași cuvinte, cu aceeași tărăgănire de glas și cu capul dat pe spate. Ei, flăcăule, de pe unde? Ce vânturi pe la noi ai? Și de ce? Ce zici de biserica noastră? Nu, mă rog, ce crezi dumneata, că nu o să stăiem capul. De te împinge păcatul să spui ceva de sfinții uscați și drepți? Unii cu sulițe, alții cu paloșe, unii călări, alții pe jos și cu mâinile așa de încrucișate pe piept, că palmele le ies afară din trup. Pe loc bătrânii își ridică pulpanele giubelelor în cingătoarea de plisă roșie și suflă cuvântul din vârful limbii. Ei, șorule, mai sunt zugravi, grozav de tot, am văzut și noi. Am prea văzut cum o dau un păgânește și-ți toarnă la sfinți cu ochi de om cu mâini și picioare ca și ale noastre, da, de? Vezi, dumneata, sfinții ăștia, așa cum i-am apucat noi de când am deschis ochii, sunt cu adevărat sfinți. Voi, tinerii de azi, la legi umblați cu șoalda, la scris cu șoalda și la sfinți, tot cu șoalda. Așa m-au judecat și pe mine și noi mai uitam mai ales ochii mici și vărgați ai câtitorului, care îmi tălmăcea zugrăvelile, înfigând degetul arătător asupra sfinților și oftând parcă ar fi voit să plângă vremurile la apuse și credințele de odinioară. Erau patru. Trei cu giubele lungi, cu șepci cu cozoroace de lac, crăpate și șterse de lustru. Jupân hagiul purta pe umeră scurteică de elastic, galbenă spălăcită și, pictată cu ceară, și picată cu ceară. Ctitorul vorbea mereu, iar ceilalți trei îmi un obraz ca și cum mi-ar fi spus. Dă-te prins, dă-te prins, nu te pune cu ctitorul nostru că a văzut multe și a pățit și mai multe. Uite, îmi zicea ctitorul mâniat, ce poftești? Nu-ți place Sfântul Gheorghe? Ce vitejește stă pe cal. Și cum o moară balaurul spurcat, parcă ar ucide un vierme, nici nu se sinchisește. Ia ca și mucenicul mina cum își bate joc de necurat. Dar capul arhiereului Nicolae ce mândrețe, ce curățel și frumos bătrân! Ei, nenișorule, o să trăiți și cu de de, de astea, nu o să vă mai întâlniți. În ziua de astăzi? Vardie națională cu cozi de cocoș muiate în băcan și barabance și triuliu liuliu, liuliu, la dreapta, la stânga, drept, iar sfintele locașuri, rușin. Ctitorul abia răsufla roșu ca parafocului. Mă hotărâsem să tac în ușa învonului, dragi cu gheare de trei ori mai lungi ca degetele, oameni cu părul vulvoi, îngeri slabi și lungi și mai presus de toți, bunul Dumnezeu. Pe nor nu și rotocolit cu un curcubeu. Ctitorul nu se mai putut stăpâni, ridică mâinile. Mânecile i s-adunară număr și începu ascuțindu-și glasul. Nu vezi cum s-agață demonii de talerul dreptilor, dar ei tot mai sus, tot mai sus la cântar căci o faptă bună ridică de la pământ doi draci mai bine. Nu vezi că ăștia... Și apasă degetul pe un șir de oameni dezbrăcați și alb cavarul ca care o porniseră spre rai. Au fost buni, milostivi și n-au răvnit la alea altuia și n-au zavistuit și n-au furat și n-au luat numele domnului în deșert, și n-au avut nouă baier la pungă ca în ziua de azi. Hagiul plecă capul în jos, strângându-și poalele scurte aici. Doi din bătrâni iar zâmbiră și iar înțeleseră cu zâmbetele lor și rete. Bine, mai vorbește ctitorul. Dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul că te face puzderie. Iacă, urmă ctitorul, iacă și bogați nemilostiv cum se duc în focul ghenii cu saci în spinare, deșelați de aur și de argint. tu și... trasă cozorocul șept pe ochi și întoarse spatele judecății de apoi. Strângeți-vă vouă, comori în ceruri, strigă titorul Amenințând cu pumnul pe bogații nemilostivi care se duceau liniștiți în iad. Strângeți-vă, voi, comori în ceruri, căci mai les ne va trece funia corăbiei prin urechile acului, decât bogatul în împărăția cerurilor. Ctitorul rămăsese cu pumnul încleștat asupra zidului. Ceilalți doi își descoperiră capul își făcură cruce, îngânând: Doamne, Doamne, mare și milostivești doamne! Și pun hagiul, o șterse binișor, binișor și s-a făcut nevăzut. Fugi, hagiul, fugi! Nu-i vine la socoteală! Începuia arctitorul. Nu dă un sfanț la cutia bisericii. Ctitorul ținea mult la cutia bisericii. Și acasă, în de galben bătuți și ferecați. Îngroapă mereu cazanele. Și n-are decât o nepoată pripășită pe lângă dânsul de când a plecat la agialuc ca să-i păzească coștoroaba și nu mărită fată mare, nu slăiește un puț, nu dăruiește un crâmpei de salbă iconostasului unde se miruiește, ca fa de el. Și vorba se încinse ca focul. Să dea hagiu, <gânghi> hagiu să dea, dar nu l-ați văzut cum mișună prin cârcium și băcănii, zise ctitorul. Intră într-una, ia bine și o măslină, o duce la gură și o străcoare printre cingii, fol, 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 o mestecă. E, cum dai măslinele, dragă, cu tare? Atât scum, scum de tot la așa vremuri, vremuri grele și pleacă. Intră peste drum, șterpelește icrele de cosac, rupe o bucățică, îi face vânt, plasc, plasc, cum petreci țicrele, atât, scum, scum, vremuri grele și pleacă. Se duce la pastramagiul din colț, ia să vedem vericule cum ți-e marfa, că nu mai dau pe la cutare. Ia o feliuță, îi face de petrecanie, cum o dați? pe parale și atât. A, și v-ați scumpit de tot, s-au dus vremurile alea, la vremuri grele și plac. Îi e sete. intră într-o bragagerie, ei, să gust și eu, ce bași că aveți? Suge un fund de tinichea, gheorț, 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 zeamă de aguridă, cine să o bea, cine să o plătească vremuri și pleacă. Așa mănâncă și se răcorește și pe el îl dau bani afară din casă. Și bătrânii, hi hi hi, ho ho ho, hi hi hi, râd cu lacrimi, năpustindu-se în vorbă, care mai de care mai și red la cuvânt și mai subțire la coada ochilor, răsucindu și stropii de mustăți întorși ca niște colți albi împotriva nasului. Ca De când era flăcău? I se scâlcie tocurile? Le bate singur câteva flecuri. Pe mine de câte ori mă vede, dă-mi o pustie de țigare că mă uitai păpușa acasă. A, și ce-a uitat acasă, bea pe liniță. O adună vara, o sucă, o fracă mâini și o așează în lac. Bea toată iarna și tușește să-și dea suflet. Da, v-ați uitat sub scurtega hagiului, zise ctitorul râzând și ciupindu și mustățile. Nu? Bine, să vă spun eu. Într-o zi după slujbă stăm de vorbă, mai mulți și câteva cocoane hagiul se uită într-un jeț, pândea o prăscur. în drac și jumătate, îi arătă pe jos înaintea noastră o firfirică de 14 și zise. Jupând hagiule, mi se pare că dumitale ți-a căzut la miruială. Hagiul sări în capul oaselor, se apropie de firfirică. O țintui cu ochii, că să-i fidat cu piciorul, n-ai fi mutat din loc. Întinse mâna. Când se aplecă pe jumătate, pe noi din spatele lui, bărbați și cocoane, ne bufniu un râs strajnic. Și râzi, și râzi. Hagiul își uitase acasă turul pantalonilor. De râsul nostru, ne îndrăznim să se aplece până la firfirică, se uită lung la dânsa și cu lacrimile în ochi ieși din biserică mormâind. A mea era, era a mea. Paracliserul știa de la nepoata hagiului că hagiul de 10 ani taie din turul pantalonilor ca să-i gârpească pe unde se cosesc. Scurtei ca fusese încă atât de lungă, dar o scurtase mereu din poale ca să încăputeze mânecile. Fum pe coșul hagiului, nu s-a pomenit. Ridice viscolul nămeții până la streși. Apele se tun. Treaba lor. Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrele la gerul bobotezei, nici dacă în iulie turbează câinii de căldură. Iarna tremură, vara gâfâie. Toată viața lui, de câte ori ne poate să a de pe lângă dânsului lui pomenea la Crăciun să taie și ei un porc, ca tot creștinul, bătrânul răspundea. Îmi face rău, nu poate, sau urguit, sunt, îmi face rău, ca așa sunt eu, milos. Cumpără de ne gata. Dacă așa l-a din cuvânt Leana, înghițind în sec, cu gând la șorici. Bătrânul răspundea liniștit. Un porc? Carne multă. Se strică. Două guri suntem. Venea Paștele. Nene, să roșim și noi ouă. Ce prostie, ouă roșii! Nu e mai bine să le mănânci proaspete? Ouă roșii, ouă stătute. Să roșim puțin tele. Te roșim puțin tele, adăm focul degeaba. Cumpărăm de la băcan. Cheltuială zadarnic. Vremuri grele. Dau ce-o de miel. Miel? Ce fel de miel? Cum miel? Miroase oaie. Paștele prea e în vară. Ce pustie de nene vară! Ce pustie de vară nene tu dose! Nu vezi că plouă și fulguiește? Ei, fulguiește, fulguiește! Tu nu vezi că nu ține? Unde ține? Cum cade să topește? Eu mor de căldură. Uf. Și eu mor de frig. Nu de frig, crăpi! Așa te-am pomenit! Lacomă! Nemulțumitoare! Leana tace și înghite în sec. E sărac, n-are pe nimeni. Tace că bătrânul de semânie strigă, trântește ușile, apoi se aruncă în pat și se vaite până la miezul nopții, uitând să-i da și pâine. De mic copil, hagiul fusese cu minte și așezat. Nu-i s auzea gurița, nici pași. Nu rupea pantofi, nu-și nea rochița. Pe ce punea mâna, punea bine. Ajuns scalfă la găitănărie, vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi. De când eram de-o șchioapă pricepusă lumea, le zicea el. Înțelesesem bine de tot că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpând dacă o pui deoparte. Și dacă mama îmi dădea un ban de trei ca să-mi iau un simit, eu mă uitam în Te aveam felia de pâine, sănătate bună, aveam ce mânca, nu te saturi cu pâine, ce-ți trebuie simiți? Și puneam banul bine și un ban peste altul fac doi, peste doi. Dacă pui altul, fac trei. Râdeți voi, râdeți. Dar vânturați banii în mâini și veți simți ce răcoare țin când vă e cald și ce cald când vă e frig. E destul să te gândești ce poți face cu banii, ca să și guști bucuria lucrului pe care nu l-ai cumpărat. Ai simțit bucuria? De ce să-l mai cumperi? Râdeți voi, râdeți! Ce lucru poate fi mai luminat ca un jeratic de galben întins pe o masă? Voi râdeți, râdeți cu hohote, niște risipitori. În viața voastră nu o să gustați adevărata bucurie. Într-o zi, o calfă, văzându-l cum tremură și cum mi s-a ochii când vorbește de bani, i-a zis în glumă. Strângi tu, băiete, strângi și într-o zi, fiut, fiut, pe acelea drumul și ai de unde nu sunt. Tudose, la așa nelegiuire, s-a ridicat în vârful picioarelor, a încleștat pumnii, i-a dus la gură și a strigat închizând ochii. Nu mai deveți veți vârâ tot pământul în buzunar, numai atunci veți fura și banii mei, așa să știți, așa, că n-am bani, n-am chioară lăscaie, pe așa vremuri nu poți să ai. În sfârșit, Tudose muncea, strângea, nu bea, nu ochea prima hala, mânca pâine cu bragă. După 10 ani a ajuns la parte, după alți cinci tovarăși pe din două cu stăpânul său, în primii ani de tovărășie, slăbise, îngălbenise, îmbătrânise la 30 de ani. De frică și de griji, bolea pe picioare. Fostul său stăpân îl lua la masă la el ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mânca! Oscior peste oscior și nimic pe oscior. Se mai îndrămasă. Erau cu toții pe iarbă verde, sărbătorind și udând cu pelin ziua de 1 mai, când jupunul a vorba. Tu da nu vrei tu să-ți găsești o fată bună de treabă cu ceva zestre? Ei, și știi, un copil, doi, ai pentru ce trăi. Nu se poate jupâne, nu se poate. Femeia, copiii cer de mâncare, veșminte, învățătură, n-am de unde. Ce bruma am sunt un negoț și banul din negoț este al lor ar voi să te înșele. Tu da să băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău. Ceas rău? Își strânse fermeneaua la piept, apoi mormăi pe gânduri nu se poate jupune. Copiii cer pâine, îmbrăcăminte, învățătură și femeia, rochii, plimbare, scurteică de Tibet, fuste în Ghergev, nu se poate jupâni. Nu se poate. Să mă crezi că nu. O, ce fericirea pe hagiul când rămase singur stăpân în prăvălie. În prima zi l-a pucă căldurile. Obrajii ardeau, capul se încinsese, ochii lusturau. La ceas la ceas ieșea din prăvălie să o privească pe din afară. Îi da târcoale. Îi cerceta încăperile și zidurile cu damănuntul. Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce privirile până peste acoperișul ei. Prăvălia? Era copilașul rumen și frumos. El? Părintele fericit care pe cine mângâia. Prăvălia? Femeia fermecătoare. El? El nebunul care îi da în genunchi cu ochii închiși și cu inima speriată. I s-a izbândit visul, singurul vis de pe lume. A rămas singur, ale lui sunt sculurile, jurubițele și ghemurile de găietane. Ale lui războaiele, rodanele și malderele de lână. Numai el singur tocmește, face prețul și primește, numai în mâna lui, banii frumoși și rotunzi. În prima seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici la fitece mișcare. Încet, încet, încet în el, că ușile nu sunt de fier. Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier. Nu tânti obloanele, ponivosule, că nu sunt de fier. Încet, încet cu lacătele, mototolele, că nu sunt. Și dacă sunt, au ca au meșteșug, costă parale. De zece ori se întoarse din drum ca să mai privească o dată, încă o dată, prăvălia. La urmă o privi lung, îi surâse, îi se umplu ochii de lacrimi și plecă mormăind. Mititica, tristă și acobloanele în jos cu ușa închisă ca un om care a închis ochii. Se crapă de ziua, face ochii mari cât geamurile ei și parcă vorbește momin pe trecător să intre, să-i dau bună ziua și să-i târguiască câte ceva. Lingușitoare Cu capul în jos, ciulind mustățile, ștergându-și sudoarea de pe frunte, iuțind și muind pașii, mestecând și tușind, se duce acasă. Vorbește. Se vede în luptă cu ceilalți, cu ucenicii, cu calfele, cu meșterii mărunți și cu toptangii. La unii râde, unora ale strânge în mâna, cu alții se ceartă, la urmă se împacă cu toți, îi atrage, îi momește, îi înșală. Obosit, ajunge acasă. La răspântia din care se desface drumul înspre cala vergului, se pitulește căsuța hagiului în mijlocul unei grădini stufoase. Deschide, Deschide ușa tinzii. Un e grabnic, intră într-o doaie mică și întunecoasă, aprinde o lumânare de său. se așează pe pat, își ia capul în mâini și își razime coatele de genunchi. Pereții sunt cojiți și galbeni, grinzile tavanului negre și prăfuite, icoanele cu sfinți șterși, patul de scânduri acoperit cu o pătură lățoasă, vărgată cu alb și vișiniu, două perne de paie la perete și una de lână îmbrăcată într-o față soioasă. Pe jos par o sală de cărămizi reci o daie tristă într cu un mormânt pe al cărui ochi de geam, ca un sfert de hârtie, ți-ar fi și frică să privești, de frică să nu vezi morții odihnindu-se cu fețele în sus. Hagiul trăsări și sufla în lumânare. Hă, costă parale! Mă gândesc eu și pe -ntuneric. O, oh, doamne, doamne, ce bunie! ești, ce înțelept ești! Dă n-ar fi soare! Câte lumânări mi-ar trebui să arzi o prăvălie? Ce cheltuială! Abia să lungi în pat și gândurile începură întâi blânde, prietenoase și apoi îndoielnice, posomorute. Mina că a rămas singur stăpân în prăvălie. Jupânul era bun, era cinstit, dar de... Două chei la o teșghea, două mâini în parale, douăzeci de degete în firfirici, patru buzunare și două socoteli. Cine știe? Din greșeală, banii sunt mici, ușor îi scap printre degete. Ba în buzunar, în pungă, în la hainei, Stăpânul său era bun, era cinstit, dar ierta de multe ori pe calfe, pe simbriași, pe ucenici, când rupeau și spărgeau prin prăvălie. Venea un cercetător, doi, douăzeci, să le dăm, că avem copii. Da, dar el n-avea copii. Da, dar jumătate din acei bani aruncați erau munca lui, erau banii lui, erau mângâiera, mângâiera și fericirea lui. Unde pui hainele pe care le cumpăra cu dasila, lumânările de paște, discurile, miruiala? căci îl ducea de guler la biserică, dar cutia bisericii de care era spaima, socoteală limpede. Masa, creditul și numele stăpânului său produceau mai puțin camila stăpânului, hainele pentru masa stăpânului, evlavia stăpânului și nepreceperea stăpânului la vânzarea găitanului. Hagiul se rostogolește în pat, prea e fericit, nu poate dormi, râde și oftează, e deștept și visează. <coughs> Ce vis de nu s-ar sfârși! dacă aci, în zăduf și întuneric ar sta în picioare și banii ar crește ca o revărsare de apă, de la tălpi în sus până peste creștetul capului. O, oh, ce fericit ar fi hagiul! Înainte să-și dea sufletul, ar vedea fața și veșnicia lui Dumnezeu. Moartea să aibă coasă de aur. El și-ar înfige amândouă mâinile în tăișul ei. Picături de ploaie bat în geamurile hagiului. Hagiul trăsare. Nimeni. Se șterge pe fruntea de nădușală răsuflă greu ca pe un de dal cu o povară în spinare. Îi bate inima. Visul unei morți fericite i s-a prefăcut într-o viață de spaimă. Picături grele izbesc în geamuri. Gândul că ar putea să-l jefuiască cineva îl face să sară din pat. Aprinde lumânarea. E galben ca ceara. Părul nepieptănat și lung i-a târnă în vițioane pe ceafă și pe frunte. Se uită la icoane, se închină. Și aduce aminte de Dumnezeu. Firește că se gândește la el. Se gândește că suferă pe pământ din cauza leneșilor și a Lui nu i-ar fura o bășică cu 10.000 de galbeni îngropat sub cărămizile de supat, ci l-ar fura de 10.000 de ori. I-ar fura sufletul turnat în fitece galbe. El niciodată n-a priceput ce este 10, 100, 1000. Acestea sunt vorbe. Sunt numere pe răbojor, pe hârtie. În 10 galbeni este inima lui de 10 ori într-o sută, inima lui de o sută de ori. Într-o mie, inima lui de o mie de ori. În zece mii, el nu vede un purcoi de galben, ci zece mii de copii ai lui, fiecare cu chipul și cu viața lui. Iată de ce se gândește la Dumnezeu. S-a prin candela, deși milostivul ar trebui să vadă și pe întuneric, zice hagiul și se ridică trămurând în dreptul icoanelor. Scoate binișor paharul din candelă. Îl puse pe pat. stoarsă și îndreptă firul de iască turnă în păhărelul murdar unde lemn un delemn dintr-un ulcior. Măsură cu ochii roata un unde lemnului. Undești de unde lemn? Undești? E prea mult. Risipă. Se revarsă de ziua. Cum o să mai vadă auto a toții torul o limbuliță gălbuie când soarele o potopi lumea cu lumina lui? Pusă paharul pe un taler de pământ și turnă apă. Unde lemnul se scurse în taler, rămânând în pahar un rotocol de muche de cuțit. Se vârâ în pătură. Candela sfârâi și trozni. Hagiul amețit mormăi în mustăți. De ce o fi troșnind? Sem rău, am turnat destul de lemn. De ce o fi trosnin? De nu mi-ar arde Așa a petrecut viața Hagiul până la bătrânețe: un șir necurmat de chinuri fericite, ne băgând nimic în el, ne punând nimic pe el. Fără foc, fără fiertură, ne iubim pe nimeni, trăsărind când umbra ei se încurca în picioare, închizându-se ziua cu zăvorul în casă, robotind nopțile în odaie cu o lumânare de seu în mână ca o stafie uscat. La bătrânețe, găitănăria nu mai mergea. Desfăcut provălia, vândut tot. M-am ales și eu copâine, după o muncă câinească de la 8 până la 60 de ani. Dar în acest bătrân, pentru care prietenii copiii și nevasta erau banii agonisiți și ascunși, un singur gând mai presus de orice îi tulbura fericirea. Dumnezeu vede toate, plătește toate, vede toate. Cum vede? N-am furat pe nimeni, n-am luat banul nimănui vede toate, plătește toate. Icoanele și vorbele din biserică îi se deșteptau în minte. Ce strică bogatul nemilostiv dacă nu fură și nu bate pe nimeni? Dacă bogații ar da în fiecare zi la săraci, săracii s-ar îmbogăți și bogații ar fi săraci. În ce ar fi Dumnezeu mai câștigat? Trupul lui n-a voit femeie, buzele lui n-au vrut copil de sărutat, pântecele lui n-a poftit la mâncări grase și o veșnicie toată să nu vadă fața luminoasă a idolului său Într-o zi, bătrânul, nemai putând răbda aceste gânduri, s-a hotărât: Da, da, am să mă iau bine cu Dumnezeu, Să văd locurile sfinte. Ce jertfă ar putea întrece jertfa mea? Locurile sfinte, lemn sfânt, cei care nu se duc, se poate vinde lemnul sfânt. Pe acolo toate podurile trebuie să fie sfinte. Și bătrânul s-a dus la Hagia Luc și s-a întors agios, hagiu, sfânt, dar mai soios de cum plecați. Și tuturor, de câte ori îl întrebau cum e pe acolo, străcura vorba de minunile lemnului sfânt. Văzuse el cu ochii lui, leproși vindecați cu lemn sfânt. Le atingea rănile cu o bucățică mică, mititică de lemn și rănile se închidau. Și pielea se pe unde fusese carne vie. Un pusnic a trăit 10 ani, fără să bage nimic în gura lui, mirosind lemn sfânt. Unui nebun i-au venit mințile la loc, cum l-a atins cu lemn sfânt pe frunte. Povestind așa minune și închinându-se, hagiul a vândut lemn sfânt bătrânilor, babelor și văduvelor. De multe ori, hagiul vesel că s-a pus bine cu Dumnezeu. Și fericit că și-a întors paralele cheltuite cu hagealăcul, ba, mai și câștigat, bombănea uitându-se în toate părțile. Ce negoți, ce dar aver, ce băneț ar face! Lemnul sfânt merge găitan. Acum 40 de ani o provălie cu lemn sfânt ar fi fost un potop de aur. Astăzi lumea începe să fie rea. Credință puțină. Doamne, doamne. Și hagiul își făcu cruce că lumea se duce la pieire. Pustiile de bătrâneț sunt grele. Tu se al apucă mai des și îl ține mai mult. Sângele nu mai de gerul. Aducerea aminte să împuținează. Deseori se ceartă el cu el. Ba sunt 8.000, ba sunt 10. Ce fel 10? Atunci dincolo sunt 8. A, și nu se poate. Aseară i-am numărat. Și auzul îl cam lasă. De vorbește mai tare, se aude, se sperie și se uită în toate părțile. Na, hagiule, cap sec! Strici câte ia gura! Parcă cine știe ce ai fi având! Ia ca n-ai, 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 lipit! Iar în mintea lui, a, mam am ceva! Dar mai bine e să zic că n-am chiar para. Până la 80 de ani, nu i s-a întâmplat nimic serios hagiului. Nu l-a durut un dintă măcar. I-au căzut toți de bătrânețe, pierzându-i pe unii în coajă, pe alții în miez de pâine. Tocmai în ăsta însă pusese o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. Pe geamurile hagiului înflorise gheața cu frunze mari și groase. Degeaba se încerca poate sa să facă ochiuri în geam. Rotunja abia fată gura, sufla din toată inima. Se croia câte un rotocol, dar se prindea la loc. Suflă mai cu inimă, Leano!" strigă hagiul cocoloșit într-un colț al patului. Suflă, nene, hagiule, suflu! Dar mă taie frigul și mi-a înghețat răsuflarea!" răspunse nepoata, sa tremurând cu o cergă în spinare. Ar trebui să-mi dai de lemne, că lemnim până mâine. Cum? Lemne acum? Pe frigul ăsta? Pe așa frig? O cioacă de lemne costă un galben. Un galben! Leana plecă bombănind în odaia de alături. Hagiul rămase singur, trist, întuneric și frig. Vântul se repede pe coș, rece ca gheața și nu găsește în vatră nici cărbuni, nici cenușă. Hagiul tremură și morfolește o bucățică de pâine. Fior trece, îl trec prin șira spinării nu-și mai simte picioarele din tălp până la genunchi. Zăpada se ridică până la geamuri. În toată Mahalaua nu se aude nici om, nici câine. Hagiul doarme mâhnit că dacă iarna va ține tot așa, nu mai duce fără lemne. Și ce scumpe trebuie să fie lemnele. Așa e. O să iasă din iarnă săra clipit. A adormit. Se mișcă. Se învârtește. Toată noaptea visează că se prigorește la un foc mare. A doua zi poate să l găsi pe jumătate înghețat. Abia putut să zică, Leanu, foc că mor. Și întinse un bănuț de aur închizând ochi. Îi fur ca să nu-l vadă acel ochi de aur, cu câtă ușurință îl aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros. Focul pulpui în vatră, mormanul de dogorește și aruncă un polei cal și rumen pe peretele din față. Tavanul trosnește și ziduri la sudă. Leana cu picioarele goale până la genunchi se perpelește în gura sobei. Bătrânul a ieșit din pătură și e cald și îl ia cu fiori. Picioarele îi tremură. E lihnit. Îi cere inima a ciorbă ca niciodată în viața lui. Și pui atâtea lemne, prea multe lemne, la nu auzi Și tot mi-e frig. Prea multe lemne, mi-e foame. O să-mi dai foc case. Ah, pâinea nu mă mai satură, picioarele nu mă mai țin. Oi fi bună, a răspuns Leana, să chem pe cineva, lângă spițărie e un doctor. Să nu calce nimeni în casa mea!" strigă hagiul. Cât scrie doctorul pe hârtie, nu plătești cu viața toată. Sunt sănătos, voinic, mai bine ca oricând." Dar voi însă umble căzut pe pat zicând. O, dar niciodată n-am fost mai bine!" După trei zile de friguri, hagiul se sculă din pat uscat și galben, cu ochii duși în fundul capului, cu părul lung și ciufulit. Leana îl întrebă încetişor dacă n-ar vrea ceva. Aș vrea, răspunse Hagiul. Aș vrea o ciorbă de găină cu nițică lămâie. Lămâia e scumpă. Câteva boabe de sare de lămâie. Și vezi, găina să nu fie prea mare. Mică și grea. Pe seara le-a întins în mijlocul patului în ștergar. Pe ștergar o strachină cu ciorbă caldă. Aburii se ridică din strachină. O aripă galbenă iese din zeama presărată cu steluțe de grăsime. Pe buzele străchinii o lingură de cositor. Alături clondirul cu două degete de vin, cu dob de hârtie. Hagiul privit cu lăcomie se șterse pe frunte și zise cu nespusă părere de rău. Ce poftă de copil! Se-a văzut-o el cu mâna lui bulgăr de aur, turnându-i în strachină și sorbindu-i cu lingura. Se apropie de pat, începu să mănânce, plescăi. Își subse gropile din obraj, se încruntă și acoperi ochii cu sprâncenele, să răstila un aruncând lingura. Una de lemn! Asta e coclită. Leana a la ciorbă și înghițind din seche și afară și-a una de lemn. Hagiul început iarăși a sărbi zgomotos. Se scutură și scuipă de mai multe ori. Ia ciorba de aici, m-am săturat. Simți pe gât o cocleală acră, sărată, un miros nesuferit. Ia-o, fugi cu ea, nu vezi? Îmi sorb viața. Leana a luat strachina și ieși. Hagiul își trânti capul pe o pernă de paie. Trupul lui o flacără. Ce friguri! Sub el se deschise ca o mare fără fund și se ducea adânc, adânc, tot mai adânc și pe gât gustul aurului, sângele viu al aurului. Nefericit părinte gustase din carnea copiilor lui. Ciorba îi mirosea aur. Când Leana intră în odaie, el se ridică în coate și strigă. Stinge focul! Să dai cărbunii și cenușa înapoi! Aruncă ciorba! Și să dai fulgii și bucățelele înapoi. Vreau banii pe jumătate, dacă nu toți. Și începu să plângă cu hohote. Ucigaș, nebun, nelegiuit, învecin o să te saturi. Leana, mormurită, se uita la el. Tocmai atunci s-a auzit miorlăi la ușă cotoiul, tovarășul ei de foame și de tremurat, singura ființă care o mângâie și pe care o mângâie. Leana crăpă ușa. Hagiul se uită speriat și văzând cotoiul străcurându-se pe ușă, să răstii să-i tai coada, să-i tai coada, o coadă din un stânjen, până să intre să răcește o să cheltuiesc și pentru el, unde e toporul? Am să o tai eu. Se ridică în picioare. Picioarele tremurare, se îndoiră, trosniră din încheieturi. Hagiul se curmă de mijloc. Deschise ochii mari și roșii. Căscă gura și căzu pe spate. Leana speriată fugea afară închinându-se. S-a înoptat. Ea pândește la ușă. Tremură și inima îi se bate. Ar vrea să intre și spaima e că e mort, or nebun, o îngheață. Vântul fluie era în strașina casei. Zăpada la a troienit ușa pe din afară. Întinde e fric și întuneric. Pe la miezul nopții s-a părut că în odaia hagiului să trăște cineva de-a bușlea. Ascultă. Auzi de sfârșit un sunet de bani. El N-a murit, șoptileana. Banii prelungesc viața. la hagiu. Liniștită puțin, dibui pentru întuneric lanța de la odăița ei, deschise ușa binișor și se duse să culce, tânguind încet pe nânsul hagiu. Săracu, ce bogat este! A doua zi de dimineață, Leana, intrând în odaia hagiului, îl găsi numai în cămașă, în cămașa sa petec de petec, trântit cu fața în jos pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea pe un purcoi de lire, cu ochii închiși. Cum îl văzu început să plângă? Dar ca prin minune, trupul hagiului se cutremură, Banii sunară de-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul. Deschise ochii stinși și îndreptă, ca niște sticle reci, asupra aleanii. Bolborosi câteva cuvinte nedeslușite. Mușcă în vânt cu gingiile albe și izbuti să slomnească. Nu te uita! Închide ochii! Ochii fură! Închide ochii! Căscă gura. Limba ei se mototoli în gât. Capul îi căsă într-o parte. Picioarele ei se lungiră. Mâinile îi se înfipseră în bani. Și a dormit de veci cu ochii deschiși și ținta asupra leanii. Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte se vedeau rotocoale de bani și au rupt ploapele de sus și ochii lui spăimântați nu s-au închis. Leana l-a îngropat cu alai mare. Zece popi, hereu, oranist, colivă, steagul bisericii troița, flori, lumânări, zăbranice. Lumea privind zicea, ce frumusețe, bine de el. La capul lui mergea Leana, după ea câțiva bătrâni cu ctitorul în mijloc. Unul din bătrâni întrebă pe ctitor. Ce bani a lăsat? Un milion, răspunse ctitorul. Cât face un milion? Un milion? De zece ori câte o sută de mii. Săracul hagiu. Dacă ar vedea el cum se cheltuiește cu mormântarea lui, ar muri, răspunse unul dintre bătrâni. Și oranistul, clătinându-și ceaprazurile de fir, intră în curtea bisericii. Mai multe glasuri s-au zire în depărtare. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Nu vă zgârciți ca Hagi Tudose. Like și subscribe. Pe data viitoare!